Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. De data aceasta îl avem alături de noi pe cel mai mare și cel mai bogat, mersi pentru avarii, furnizorul de la Scania, sau ce ești tu acolo, șeful de la Scania. Te moși nahu, super, nu, o, tu ibași, că tu ibane. Nu, nu e asta. Nu tu. Bă, nu putem să oprim ce zic ăia cumva. Voice chat. Păi am întrebat aici, dar văd că nimeni nu mi-a răspuns. Ea, stai, nu cred că deranjează pe cineva. No, hai, du-te. Stai că e ăsta, mamă, s-a pus și ăsta aici. Bă, du-te tu primul. Du-te tu primul. Vezi că te-ai spart stânga, așa. Du-te. Unde mergi? Mamă, vreau să sucă pe tu. Păi ți-am zis că trebuie să faci stânga pe aici. Și e un lag infernal pe Luxemburg. La tine. Este o grămadă, sunt... Pf, nu știu cât sunt, 20, 21. O sparg aici eu. Sunt pe mapă. Și nu vreau să scad din calitate pentru că pur nu se mai vede bine. Așteaptă-mă, vă. Te aștept, păi stau la semafor. Dă-i că eu nu mă mai opresc până. Nu, oprește-te. Tu ești ăla negru din spatele meu? Da. Că te văd în oglindă. Stai să duc ăsta că nu mai stau niciodată, nu vine verde. Am loc pe lângă el? Nu, mă prinde între alea. Și cum am zis, fraților, mi-a venit de dimineață microfonul, m-a auzit ok. De ce râzi, mă? De ce nu? Ce, mă? Ce? Nu știu. You cannot do that, firstly stop your track. Ce se întâmplă dacă apăși M? Unde? Dacă apăși M, ce se întâmplă? E mapa. Hai, mă, dă-i odată. Păi dau. Dar ce, dacă tu ai tir mai puternic, trebuie ca toată lumea să aibă tir puternic? Da. Vezi că eu sunt ăla care are tir propriu. Da, vezi ce ți-l... Au, era smărăstă. Vezi ușor prin curbele astea, că eu l-am luat pe astea cu 100 și mi-a dat avarii 10%. Sau 9, sau nu mai știu cât, mai devreme. Hai că avem 311 km, îi facem rapid, nu? Auzi, bă, ia... Ce? Oprește undeva să-mi las remorca pe aici. De ce? Păi, după ce mai car după mine, că eu trebuie să mă urc în partea aia. Păi de ce să treci în partea cealaltă? Păi acolo trebuie să duc remorca. Păi tu nu ai ăsta rocul roșu? Ba da, în partea aia. Nu, mă, în partea asta trebuie să-l lași. Eu nu, mă, în partea opusă. Ia oprește aici. Hai că mă dau mai în față să ai și tu loc. Oh. Roșu. Apasă M. Gata, dă-i. Dă-mă, nu M. E în față? Ha, e în spate. Nu trebuie să ajungi la Duisburg? Nu, mă, în spate undeva. Chiar în oraș. Hai, dă-i odată. La Luxemburg? Du-te, mă, odată. Păi, dar n-are rost dacă n-avem amândoi aceeași cursă. Păi, dar care e problema? Eu umblu fără remorca. Chiar nu mă interesează. Ai lăsat remorca? Da. Ok. Umblă tu fără remorcă. Ia uite-l. Te văd în oglindă. Acum mă vezi în față. Sau? Eram sigur. Puteam să pun pariu. Uite cum mi-a luat din viteză. Uite ce peisaj frumos. Hai să ne oprim să facem un selfie. Hai mă odată și deci. Unde? Du-te. Mă duc. Mamă, ce curbe pe aici. Îți dai seama că dacă ai curbele astea cu 100 și te duci? Păi, asta o să încerc. Ai da, 90? Da. Ai limitat la 90. Nu, n-ai limitat la 90. Ba da, la mine este, e cu roșu și 90. Poți să dai și mai mult. Cum? Normal. Păi nu merge, mă. E blocat la tine la 90 și eu am da. 96. Ia oprește în benzinărie un pic. Păi du-te tu în benzinărie. Oprește și tu. Păi du-te. Cred că poți să setezi asta. Păi da, o setezi tu. Mamă, uite-mă ce facem. Drift. Dar nu trebuie să te bagi în șosea. Păi aia vreau. Dacă mi-activez avariile, fii atent, intră în opțiuni. Așa, după aia unde era, la control sau la... La comenzi, parcă.
Nu, la mod de joc. Gameplay, la, la gameplay. Mod de joc, da, gameplay. Stai. Track speed limiter, gata. Unde ăla era? Gata, la gameplay, hai, dă-i. Ai găsit? Da, uite, da. Limitator viteză, am găsit și eu. Hai, dă-i. Gata, stai să scot frâna de mână, avariile. Așa se oprește, normal, pe dreapta, nu ca tine. Am reușit, taci. Cred că am reușit. Fii atent că vine unul din față. Hai să speriem. Uite-l cum s-a dus. Ai văzut cum s-a dus? Au. Bă, ușor cu remorca. Ți-a rupt ceva din remorca, ești nebun? Cum s-a rupt ceva din remorca? Serios? Deci au rămas pe aici pe jos. Dar tu ai văzut cum am intrat în ăla? Am văzut. Vezi, să nu ții ban. Mă văd că dispare imediat. E vezi, buf. Unde ai dispărut? Tot în față. Ce? Tot în față? Tot în față, nu vezi că e blocat stânga-dreapta, acolo. Acolo. Hai că acum poți să bagi viteză, observ. Cât ai? 118, 120. Te-ai gândit prinde de la urmă. Ia, îi fac și ăsta la fel? Nu mai. Și ăsta i-am făcut la fel. Bă, nu. Frână de mână, ok, hai. Bine. Vezi că nu faci nimic cu frâna de mână. E, nu. Trebuie să apeși frâna de motor. Nu știu pe cât ai tot asta, nu cred că te-ai setat frâna de ba, motor. Ba, da, pe B mi se. A, păi și eu tot pe B om. Ulea ăsta, săracul, stă într-un stâlp. Păi cred că săracul... Mamă, ce era să-l iau eu pe săracul. Așa, dă-te pe banda aia. Că eu mi-am luat viteză și nu mă mai opresc, că pe urmă cu greu mai... Mai mi-au avânt. Ajung. Mamă, ce vine ăsta din spate. Păi eu de-aia mi-am luat avânt. Mie că vine unul tot ca tine așa și dă, intră în mine. Hai că mai avem 237 de kilometri. Cred că o să tai la editare unele părți. N-are rost. De ce? Pentru că ești gay. Nu sunt. O să tai partea asta. Să te trolezi. Nu. Sau dacă sunt. Ce faci? A, cu 140 am o curbă aia. 130 am. Fii atent că e trecere de cale ferată. Oho, mamă, ce mi-aruncă remorca. Bă, am zburat. Ce mi-aruncă remorca. De ce ai lag, băi? Bă, tu ai lag. Nu, tu. Cât ai? Eu am 100... Vezi că faci 10. Dreapta. Prima la dreapta. Mamă, ce te-a aruncat, ești nebun după șosea. Ia uite-te. Ce mă, ias pe șosea ce ai? Cred că am luat... Bun, nu l-am luat, am crezut că am luat stâlpul ăla de... Mamă. Mai e unul în spatele nostru. Ia, du-te, hai să nu lăsăm să treacă, du-te pe banda asta. Stăm așa în paralel. Păi are banda de rezervă. Bă, vezi că intri în mine, bă. Hai. Stai să-mi activez și oglinda aia din dreapta. Du-te, să-l văd. Mamă, vine pe aici, hai, dă-i repede, dă-i repede, ca să nu poată să iasă, să facă slalom pe aici. Da, hai. Gat. Mamă, se apropie. N-are unde. Bă, oprește. Pune frână în nas. Ce e făcut, mă? Hai, dă-i. Cred că o să luăm ban, fiind mă. Ba, stai, îl expiră banul. Hai, mă, odată, dă-i viteză. Vin, dar la mine n-are forță. Am și eu un amără de Volvo. Lasă și tu remorcă. Volvo la mâna a doua. Eu n-am bănuți și trebuie să plătesc și rată, că am făcut împrumut la bancă pentru ăsta. Răcie. Du-te. Ah, asta să treacă, dar nu, las, fii atent că nu. Păi aici s-a îngustat strada, nu mai are unde să treacă. Nu mai, da, fine după noi, că-l văd pe hartă. Mamă, dar câți sunt mulți aici? A, nu sunt foarte mulți. Salut și ție. 14. Eu am 67. Da, tu nu filmezi 1 și 2, da, ai procesor și placă. Da. Fix aia chestia, știi că nu filmezi. Hai mă, bagă viteză. Păi bag, nu vezi că te depășesc. Îl aștept pe la sine mai aproape și iară pun frână. Dar eu cred că ăla îi place să stea în curună. Fii atent că vine în spatele meu. Poate împușește remorca. Ho, cum a intrat în... Uite! Am văzut-o. Cum a intrat în parapeția aia. I-a dat 100%.
Eu mă uit din third person acum. E faină camera, parcă. Mamă, ce l-am rupt. Uită-te. Mă uit, am văzut în oglindă. V-ați răsturnat? Da. Cum mă întorc? Păi nu cred că te mai poți întoarce. A, am blocat-o drumul, ești nebun. Nu cred că te mai poți întoarce. Stai că știu cum fac. Hai că eu mă duc F7. Să termin misiunea. Așteaptă-mă că mă dă aproape. Unde te dă? Stai că zic acum unde mă dă. Îl claxonăm pe ăsta. Tutut. Titit. Wow, ești nebun, îl văd în față, în spate, față, în spate. Fii atent, vine altul din contrasens. Ah, păcat că nu mă pot băga peste el. Te-ai redresat? Bă, bau, nu. Salut, salut. Unde te-ai dat? Stai să-mi las remorcă aici. Unde în te-ai oraș. Dat? Care exact. Oraș? Cum mă aflu? Apeși M. Wow, 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 wow. Cine mai a curbat cu 80? Asta periculoasă. Eu. M. Îs în Luxemburg. Oho, te-a dat înapoi. Bă, uite, mi-a dat la boost. Bă, îmi distrugi de mor, uite, mi-a dat avarii 4%. Ești, te-a dat înapoi de tot, de unde am început cursa. Nu, și ce faci acum? Păi mă mai am 100 de kilometri până la destinație. Ah, stai că e interzis pe aici. Uite, eu sunt oameni pe stradă, ești nebun? Poți să-i calc? Cred A, că da. Nu pot. Nu, dar cred că îți dă avarie. Îngrădit. Fii atent la ăștia cum stau aici. Deci, tu unde mergi, mă? Eu merg la... stai, să mă uit. Duisburg. Cum găsesc aia pe hartă? Apeși M și vezi că e undeva mai sus de Luxemburg. Nu, dar poți să-mi pun waypoint sau da, ceva? Da, poți, cu click stânga. Deci, M și cum ai zis că îi zice? Duisburg. Unde-i? Mai sus. Unde te-a dat pe tine în Germania atunci? Mai A, sus uite. de Luxemburg și pui waypoint acolo, Gata, am click stânga. pus. Nu cred că ai timp să ajungi. Ai 300 ceva de kilometri. Și eu mai am 96 până la destinație. Până la destination. Bă, te auzi pe ce tare vorbesc. A, tu ești și acolo în oraș și eu sunt în afară. A? La mine nu mai vorbește nimeni. De Sunt cum? doar eu cu un tip aici. E la 800 de metri de mine, distanță. Și încep Băi, să-mi iau avânt, un kilometru eram cu distanță. 112 doar. În oraș. Gata, sunt singur pe mapă, ești nebun? Și vreau să intrăm pe Europa 1, dar era mai fain pe Europa 1, că acolo chiar că nu ne lăsa mai viteză mai mare. La 90 era limită. Dar era închis Europa 1. Bă, sper că nu fii în Londra mult timp. Oricum o să te mai tai din părți. Bă, cum pot să vorbesc și eu? Încet. Nu știu, și eu am căutat asta. Și nu există nici tastă, nu există nici mod, și atunci opțiune aia cum, pentru... aia cum vorbesc? Păi nu știu, ai problema. N-am mai stat la roșu. Doamne, bine că n-a venit unul din partea cealaltă, că altfel mă făcea praf. Îmi dădea iar bandă plătit. Bă, trebuie să-mi plătesc ratele la bancă. Ratili. Ratili. Tu unde ești, bă? Uite, îl văd pe unul. Bine, încolo. Ohohoho, 130 am avut, cred. Nici la semaforul ăsta nu stăm. Mai am 600 de kilometri, what the? Bă, vezi că tu ai pus mai multe waypoint-uri. Waypoint-uri. Am pus mai și noi. Dacă zic că ai pus mai multe waypoint-uri, waypoint-uri. Păi și noi sunt în aceeași direcție, ce n-ai, ba. Am făcut MS-100% la asta. Cum ai făcut? Cum ai reușit? Cum ai reușit această minunăție? 130. Bine că numai tu ești, numai unul ești tu, Edi, deci... Adevărat. Numai tu ești uite, un uite, ești la benzinăria aia unde ne-am oprit prima dată. A. Mamă, ce-am trecut pe lângă ăsta. Eu m-am dus înainte. Mai am 24 de kilometri. Păi și ne întâlnim pe acolo, nu? Că vin și eu din spate. Păi o să închid episodul după ce termin ăsta. După dacă ne mai distrăm. E, da.
Mamă, dar cred că am filmat de ceva timp. E, E asta cât de e. vreo 10-12 minute. Cred că mai mult. Da. Numai câte opriri am făcut. Ok, și din nou semafoarele nu există pentru noi. Bă, ai fost vreodată într-un știu. Tunel în Eurotrack? Ai intrat într-un tunel? Da. Uohohohoho! Ce, mă? Tirul meu s-a mergea pe două roți și iară merge. Nu, nu, nu! Ok, deja Știi am ce ar intrat fi în oraș. culmea? Am început să am lag. Zi. Ce ar fi culmea să le răstorni și să te dea înapoi în Luxemburg? Nu, că eu sunt aproape de Duisburg. Bă, știu, dar de-aia zic că ar fi culmea. Am 69 km pe oră. I-am 140. Da, doi, am 69. Prost. Nu, nu. Ah. Mamă, deja, fii atent, mi-a scăzut Știi frame-ul unde la o să? 15. Oh. La bariera aia unde am fost înainte. Și câți mai ai până? M-a trecut de aia. Și că mai am 545, dar cred că mai Nu știu unde ai pus tu waypoint. Waypoint, zău. Waypoint. Oh, băi, ce, eu n-am voie să intru? Vezi, poate îmi lovești de morca cât de crăp. Aici în dreapta era. A, eu am ajuns la O, destinatorul. ușor, ușor. Eu am ajuns aici, la destinație. Gata, Bă, am intrat ăștia au în... și mașini, cum e posibil? Moduri. Dar e fain rău de tot. Dar eu nu știu cum iau remorcile ei cu mașinile. Poliție din aia de frontieră are unul. Și stă acolo? Nu, pe aici. L-aș buși, dar nu-l Bine, prind. la ce update-uri s-a făcut, mă aștept să fi băgat și poliție pe drum. Dar du-te că așa intru în ei. Da, nu, e deja e American Truck Simulator, nu. Te-ai jucat jocul? Nu. Eu n-am luat crăcuit de pe file list. Că tu. Hă? Și cum, e la fel ca ETS, așa? Da, dar e mai nașpa. E bună? Da, adică e mai, nu știu, mai prea, prea trebuie să respecti toate semnele de circulație. Dacă nu, ce? Dacă nu, scade din bani și ai foarte puțin bani. Se fac mai greu banii, am văzut în el. Curbă la 104. Gata. Am terminat cursa, ești nebun? Uite, ci că coborâre, cuplare sau coborâre, nu știu, OSI, ceva de genul. Și mie nici nu-mi dădea... Olă, mi-a scăzut 1000 din bani. Am făcut nivel 4. Și mi-a scăzut 1000 din bani de la avarii. Am 5% avarii. Uite, și am și un punct. Îl punem aici. Perfect. Și avem încă niște bani adăugați la contul de spălăm șosete gratis. Așa mi-am denumit firma. Ce șmecher ești. Spălăm șosete gratis. Eu știu, da, cum i-am numit firma. Știi cum de caca la maca. Bă, așa înveți alfabetul. Bun, și cam acesta a fost și episodul de astăzi de Eurotrack Simulator 2. vedeți cum vezi. Vorbeam la persoana a doua. O să mai urmeze încă un episod de nu știu ce, la 7, deci rămâneți pe canal. Mamă, nu uitați să dați un like dacă vă place. Ce eu am fost Adi, ești. El a fost Eddie, ca de obicei, cel mai bun, cum să numi, distribuitorul de Scania sau cum te numești, mă? Iveco, mă, prost. Iveco, cum zici tu acolo? Iveco tu, că mie mi-e rușine. Pa, pa. Pe unde? Pe jos, nu.